Întâi Împărați, capitolul 19. Ahab a spus Izabelei tot ce făcuse Ilie și cum ucisese cu sabia pe toți prorocii. Izabela a trimis un sol la Ilie să-i spună: să mă pedepsească zeii cu toată asprimea lor, dacă mâine, la ceasul acesta, nu voi face cu viața ta ce ai făcut tu cu viața fiecăruia dintre ei. Ilie, când a văzut lucrul acesta, s-a sculat și a plecat ca să-și scape viața. A ajuns la Berșeba, care ține de Iuda, și și-a lăsat slujitorul acolo. El s-a dus în pustie, unde, după un drum de o zi, a șezut sub un ienupăr și dorea să moară zicând: destul, acum, Doamne, ia-mi sufletul, căci nu sunt mai bun decât părinții mei. S-a culcat și a adormit sub un ienupăr. Și iată, l-a atins un înger și i-a zis: scoală-te și mănâncă. El s-a uitat și la căpătuiul lui era o turtă coaptă pe niște pietre încălzite și un ulcior cu apă. A mâncat și a băut, apoi s-a culcat din nou. Îngerul Domnului a venit a doua oară, l-a atins și a zis: scoală-te și mănâncă, fiindcă drumul pe care îl ai de făcut este prea lung pentru tine. El s-a sculat, a mâncat și a băut. Și, cu puterea pe care i-a dat-o mâncarea aceasta, a mers 40 de zile și 40 de nopți până la muntele lui Dumnezeu, Horeb. Și acolo, Ilie a intrat într-o peșteră și a rămas în ea peste noapte. Și cuvântul Domnului i-a vorbit astfel: ce faci tu aici, Ilie? El a răspuns: am fost plin de râvnă pentru Domnul, Dumnezeul oștirilor, căci copiii lui Israel au părăsit legământul tău, au sfărâmat altarele tale și au ucis cu sabia pe prorocii tăi. Am rămas numai eu singur și caută să-mi ia viața. Domnul i-a zis: ieși și stai pe munte înaintea Domnului. Și iată că Domnul a trecut pe lângă peșteră. Și înaintea Domnului a trecut un vânt tare și puternic, care despica munții și sfărâma stâncile. Domnul nu era în vântul acela. Și după vânt a venit un cutremur de pământ. Domnul nu era în cutremurul de pământ. Și după cutremurul de pământ a venit un foc. Domnul nu era în focul acela. Și după foc a venit un susur blând și subțire. Când l-a auzit Ilie, și-a descoperit fața cu mantaua, când l-a auzit Ilie, și-a acoperit fața cu mantaua, a ieșit și a stătut la gura peșterii. Și un glas i-a vorbit zicând: ce faci tu aici, Ilie? El a răspuns: am fost plin de râvnă pentru Domnul Dumnezeul oștirilor, căci copiii lui Israel au părăsit legământul tău, au sfărâmat altarele tale și au ucis cu sabia pe prorocii tăi. Am rămas numai eu singur și caută să-mi ia viața. Domnul i-a zis: du-te, întoarce-te pe drumul tău prin pustie până la Damasc și când vei ajunge, să ungi pe Hazael ca împărat al Siriei. Să ungi și pe Jehu, fiul lui Nimshi, ca împărat al lui Israel. Și să ungi pe Elisei, fiul lui Șafat, din Abel-Mehola, ca proroc în locul tău. Și se va întâmpla că pe cel ce va scăpa de sabia lui Hazael îl va omorâ Jehu, și pe cel ce va scăpa de sabia lui Jehu îl va omorâ Elisei. Dar voi lăsa în Israel 7000 de bărbați, și anume pe toți cei ce nu și-au plecat genunchii înaintea lui Baal și a căror gură nu l-au sărutat. Ilie a plecat de acolo și a găsit pe Elisei, fiul lui Șafat, arând. Înaintea lui erau 12 perechi de boi și el era cu a 12-a. Ilie s-a apropiat de el și și-a aruncat mantaua pe el. Elisei a părăsit boii, a alergat după Ilie și i-a zis: lasă-mă să sărut pe tatăl meu și pe mama mea și te voi urma. Ilie i-a răspuns: du-te și apoi întoarce-te, dar gândește-te la ce ți-am făcut. După ce s-a îndepărtat de Ilie, s-a întors și a luat o pereche de boi pe care i-a adus jertfă. Cu uneltele boilor le-a fiert carnea și a dat-o oamenilor să o mănânce. Apoi s-a sculat, a urmat pe Ilie și a fost în slujba lui.